pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Am decis să votăm o echipă care încă nu a fost la cursa pentru ultima șansă. Și cum astăzi e ziua lui Giulia și Vlad, o să votăm Ada cu toi. A fost foarte surprinzătoare decizia pe care au luat-o Alexia și Aris de a ne vota pe noi. Pentru că am avut senzația că ne-am apropiat. Când le-am votat, Ada a făcut o fată gen, what? Gen, de ce le-am votat? Ceea ce n-am înțeles, pentru că tocmai ele tot timpul ne zic Alexia și Aris, este un joc, e un show, nu suntem în viața reală. Cred că ce-a durut foarte tare a fost argumentarea că n-am fost niciodată la ultima șansă. Putem face schimb dacă vă e teamă să pierdeți o experiență frumoasă. Credeți că sunteți o echipă puternică și o să vă descurcați. Ok. Ar fi fain să zicem noi când avem chef să experimentăm ceva. Iuliana și Sonia au fost o dată la cursa pentru ultima șansă. Iulia și Mike au fost deja de două ori. Ok, Giulia și Vlad nu au fost, dar nu putem să-i votăm. Este și ziua lor și nu vrem să le stricăm ziua. Să vedem ce au de spus sărbătoriții. Giulia și Vlad, veniți lângă mine. Vrei să zici tu? Trageți aerul și spuneți. Avem un vot de întors. Dar nu putem să-l întoarcem. Bravo! Bravo, felicitări! Bravo. De ce erai cu ochii pe mine ca pe puternică? Nu trebuie să o super pe Giulia în această competiție, pentru că e pe răzbunare. Mai avem ceva de plătit și anume un joker. Pentru care nu ne-am supărat. Dar... tot timpul au fost înaintea noastră și au avut foarte mare noroc, așa cum să votăm Ada și Toni. Gata, mulțumim, hai fugi! Mergeți la loc, că a fost greu. Da, da. Ne-a durut votul Alexiei și votul Giuliei. Pentru că mi s-a părut că ne-am apropiat de ei și că am fost fair și oneste. Și nu ne așteptam la asta. Acum, jocul e joc și nu ne-am supărat că ne-au dat jocuri, că nu suntem nebuni să ne supărăm. Însă, nu știu cum fac fetele astea de ajung tot timpul înaintea noastră, așa că vrem să le testăm norocul. Sonia și Iuliana, haideți lângă mine. Surprinzător o să fie. O să vă surprindă, nu? Da, da, mult. Vă raportez, caporal, caporal Sonia Simionov, batalionul 14, divizia 11. Motivul este tot pe putere, strategia este tot pe putere. Le-am pus să plece ultimele ieri și au ajuns cu două poziții înaintea noastră. Ada și tot. Oricum erau toți înțeleși între ei. Vă votăm că sunteți puternice și vrem să vă duceți acasă ca să jucăm noi mai mult. E simplu, de-aia votezi. Sunteți foarte puternice, mult succes. Mulțumim, Petra. Așa să aveți noroc toată cursa. Cum? Ne-a blestemat? Bine că n-avem prieteni în America Express. Este super și o arzi pe blesteme? Eh, vezi că s-ar putea să te votez mult pentru asta. Care este părerea voastră, Ada și Toni? Nimic. Ada s-a supărat și cumva pe bună dreptate. Dacă am senzația că cineva se poartă urât cu copilul meu, atunci un pic încep și eu să mărâi. Am înțeles că urmează o cursă foarte frumoasă. Încă ne montăm să ne bucurăm de această șansă pe care o avem de a alerga. Încă n-am reușit. Mă mai străduiesc puțin. Nu știu ce să zic, că date fiind simpatiile care se schimbă peste noapte. A avut un comentariu destul de acid, pe care sper și îmi doresc să cred că l-a făcut la supărare. Normal că am simțit-o, cred că am simțit-o și eu și a simțit-o și Alexia, din plin. Și eram de unde și până unde, adică tocmai voi, mai ales Ada, care tot timpul îmi spune să nu mai lucrurile personal și să fie că asta e o competiție și este un joc și când se mai supărăm, fix ele s-au supărat acum. Singura șansă să nu alergăm ar fi să-i votăm pe Iulia și Mike, că ei s-ar putea să mai ia niște voturi, doar ca să nu alergăm. Deci asta e. E ok. Ci că votăm se ca să ne salvăm asta. Da, nu. Atât. Atât. Este ok, nicio dramă. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.